Să fii cu inima bună, să fii o veselie a tuturor, să fii milostivă. Milostenia e ceva mult mai frumos, mai mare decât oricare dar și talent care ți aduce satisfacții văzute aici, adică pe loc. Să arunci măcar un zâmbet de soră unui sărac, dacă nu e un ban pentru pâinea lui atât de nesigură. Pâinea aceasta se numește pâinea îngerilor și deci zâmbetul îngerilor. Personalitatea duhovnicească înseamnă ca tu să știi de tine, să știi de ce se joacă piesa cu mustrări sau laude în fața ta, pe seama ta. Să nu vinzi nimic din taină nici pentru mustrări, nici pentru laude. E mai bine să nu fii nimic decât să fie răul altora. Ține-te de îngeri și-ți vezi de treabă. E bine să cobori cerul în realitățile mărunte în care pășești, decât să te consideri uitată pe undeva pe sus. Dacă alții se consideră și pe bună dreptate vulturi, tu, deși poți avea putere și aripi de vulturi, să te mulțumești să te arăți o mică ciocârlie veselă, care zboară vertical și cântă de zor, vestind și prevestind zorile. Nu merge cu gândul după răsplata faptei tale bune. Răsplata nu se caută, ci va veni singură.